ultima lansare a editurii Humanitas Fiction în colecția Raftul de Insane, romanul de debut al lui Colson Whitehead, Intuiționista, o traducere de Zile Mari, care e semnată de Justina Baldor. Deja Colson Whitehead este cunoscut publicului cititor din România prin romanul său Ruta Subterană, care a luat premiul Pulitzer în 2017 și pe care l-am publicat în colecția Raftul de Lisei în 2018. Am vrut să mă întorc la cartea lui de debut, la romanul Intuiționista, pentru că acest roman a fost considerat de către critica americană un roman care a spart tiparele și a fost comparat cu alte mari romane de debut, cum ar fi Catch 22 de Joseph Heller, V de Thomas Pynchon sau Ochiul cel mai albastru de Toni Morrison. Pentru lansarea acestui roman, i-am invitat aici pe un prozator de renume, prozator publicat la editura Humanitas. Este vorba despre Teo Dobe, care se află în dreapta mea, pe unul dintre mari traducători și îngrijitori de ediție din România, din limba engleză, care este George Volceanov, profesor, doctor, profesor universitar, doctor. George Volceanov ne-a dat ceea ce nu cred că o să mai facă multă vreme cineva, o nouă ediție Shakespeare în 15 volume, 16, chiar acum a apărut nou al 15-lea volum la editura Trafus Arte. Alături de domnia sa se află Justina Bandoi și ea o mare traducătoare din engleză și din rusă. Prezentările fiind făcute, permiteți-mi ca pentru început, Exabrupto Teo Dobe.